Un șofer beat criță a făcut scandal monstru în trafic și s-a luat la ceartă în plină stradă cu un alt conducător auto. Totul s-a întâmplat pe raza comunei Mușetești, iar poliția a fost alertată de un șofer de 27 de ani. Acesta a sunat la 112 și a reclamat că are un conflict cu un alt conducător auto. La fața locului s-au deplasat polițiștii care l-au prins pe bărbatul de 36 de ani din Constanța, în timp ce conducea autoturismul indicat de apelant. Acesta fugise de la fața locului. Cu ocazia testării cu aparatul etilotest a rezultat o alcoolemie de 0,9% și 7 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Conducătorul auto a fost condus la spital în vederea recoltării de probe biologice. El s-a ales cu dosar penal și va fi cercetat de polițiști.